Gata, acum pot să filmez, să o vedem pe cea albastră, să vede în imagine aici, o să pun degetul, uite. Degetul, deci, la albastră aici. Dacă nu am nimic, întoarce mai mult, mai aplacă mai mult. Deci. Prins-o pe aia albastră? Sper, nu prea văd cu ochelaria, dă-mi un pic. Îți dau rama și eu între timp o să încerc să-l caut pe cea verde. Da, ia, caut-o pe aia. Cred că e problema asta, deci, cred că e problema asta, că nu stă pe căpătit. Te țin de martor că da, am scos-o fără zonă. Nu e nicio problemă. Deci, când dacă e nevoie, îmi dai un telefon și pot să-i spun că... Da. Ia, deci, hai are o lună jumătate, ouă împreună. Hai să o căutăm pe cea verde. Ia vezi, pe rama asta. Uite-o, pe cea verde. Ia. O avem pe cea verde. Uite, pune una lângă alta. Haideți să punem una lângă alta, da? Deci se tolerează una pe alta. Asta e verde și e cealaltă e pe rama cealaltă. Da. Uite pe cea verde. Eu nu văd deloc în camera mea. Bineînțeles că cea verde e... Cea verde e... Dacă vrei schimbă poziție, mă uit în față acolo și... Da. Te dai în spate aici. În locul meu. Cum crezi? Îmi trebuie lumină. Uite cum e ăsta, de exemplu. Mă dau în față. Ah, uite-o aici. Tu. Ia. Da. Uite. Și cea verde. Cea verde aici, pe... E acolo? Uh-huh. Da. Cea verde aici și cea albastră. Și sunt în același loc. Da, da. Albastră aici. Și când am scos-o erau amândouă pe aceeași ramă, adică. Da. Deci când am scos-o erau amândouă pe aceeași ramă. Bagă-le în magazie și o să-l închidă. Încet. Deci este un fenomen foarte fain în care mama și fiica lucrează în aceeași familie de albine. Și din asta și trag acum. Ușor. Împinge ușor. Ceea ce este îmbucurător. Am mai găsit treaba asta cu vreo 7-8 ani într-un stup. Am avut ceva de genul, era fiica și mama la fel, care... Ia să vedem. Asta e miere, da? Ceva. Mă, teiul n-am florit, ai văzut care e așa, e ce polifloră din pădure, ceva. Din pădure ceva, ce nu aduce, nu știu. Oricum, magazia asta este aproape plină. Ideea este... Până la loc? Da. Hai să dau un pic de fum. Da, un pic de fum. Ideea este că n-am foarte mult albine, cum unde spuneam. Pe ăsta îl țin cât de cât... Să dau un pic de fum, că nu vreau să mă... Aici. Deci îl țin ca să îl protejez, să nu intre în călduri, în friguri. E de presilă, să zic așa. În orice caz, dacă îl țineai mai... mai... Adică nu strâns, vreau să spun, dacă îl lăsai să-și facă de cap și așa, se ducea, era plecat de mult. Deci, după cum vezi, nu atacă, e o albină care e... Încet. Da? Încet. Cred că-ți place. Nu. E, uite, pune mâna. Ții mâna aici, fără să mici mâna și nu atacă. Am bine. Îți place, da? Da. Ok. Nu, că nu vreau să omor albine, din cauza asta, dacă nu fiu de fum. Adică nu... Scutele la urmă și... Și albine aia, da. Uh-huh. Nu cred că ar mai dacă. Deci asta ține mai aproape. Sau vrei să o scutură direct? Cum? Ai o perie sau o scutură? Nu, o scutură fără grijă, că nu... Nu... Hai, hai fetele, hai. Jos. Hai. Nu, că nu mă atacă, nu mă atacă. Gata, să punem pentru la loc. Deci cam așa e cel din care trag eu, da? Asta este un F0. Luat anul trecut de amicul ăsta al meu. Da, perfect. Da?